Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Amin. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îmi zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat să bei apă vie. Slăvit să fie Domnul! Dragii noștri, frați și surori, îi mulțumim Domnului pentru apa cea vie pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus, cuvântul Său, și mulțumim că avem aceste prilejuri binecuvântate în care putem să bem din această apă vie care este cuvântul Domnului. Și fiecare dintre noi, dacă suntem însetați după această apă, o putem găsi, o putem avea. Mă gândeam în timp ce citeam Evanghelia aceasta, cât de ușor este să vorbești despre apă și cât de ușor ești înțeles să vorbești despre apă atunci când cel căruia îi vorbești este însetat și dorește această apă. Dacă nu e însetat și n-are nevoie de această apă, degeaba îi spui tu despre calitățile apei și cât de necesară e apa. Dacă este sătul de apă, nu mai poate să bea nicio picătură de apă în plus. Nu mai are nevoie de apă. Și degeaba îi spui despre apă, că nu te înțelege, nu te ascultă. Dar dacă este însetat și arde gâtul și gura de un foc, de dorul după apă, e destul numai să pomenești cuvântul apă și deja e atent și te întreabă de unde să o iau, unde să o găsesc. Așa este și cu Evanghelia. E ușor să vorbești din Evanghelie și să aduci acest cuvânt minunat, această apă vie, Evanghelia Domnului Iisus, la cei care sunt însetați după această apă, la cei care doresc această apă, că numai când pomenești de Domnul Iisus, deja sunt atenți, deja vor să primească tot ce le dai, să nu scape un cuvânt din ceea ce spui tu, pentru că ei sunt însetați și doresc acest cuvânt al Evangheliei. Spune Biblia să nu arunci mărgăritarele la porci. Și de multe ori, atunci când suntem puși în fața unui moment în care trebuie să vestim Evanghelia, eu cel puțin câteodată mă gândesc, oare merită să încep să discut, merită să deschid acest subiect? Mi s-a întâmplat de nenumărate ori să încerc să deschid acest subiect al Evangheliei, să încerc să aduc apa aceasta vie, care este cuvântul lui Dumnezeu, și să fiu respins. Să mi se spună, las că despre asta vorbim altă dată. Acum nu avem nevoie de acest cuvânt al tău. Nu avem nevoie. Vorbim altă dată. Hai să vorbim despre orice altceva. Numai despre mântuire, numai despre Hristos, numai despre păcat, numai despre iertarea păcatelor, n-avem nevoie să vorbim acum. Vorbim despre tot ce există în lumea aceasta, suntem deschiși la tot ce există în lumea aceasta, doar la cuvântul lui Dumnezeu nu suntem deschiși, nu suntem interesați. Cumva așa de frumos s-a legat în Evanghelia de astăzi dorința pe care a avut-o femeia samariteancă să ia apa atât de necesară trupului, venind la fântâna lui Iacov, întâlnindu-se cu Domnul Iisus, și Domnul Iisus i-a vorbit despre apa cea vie. Ea n-a înțeles la început. Dă-mi să beau. Când i-a spus, ai fi cerut tu, dacă ai fi știut cine este. Și el ți-ar fi dat apa cea vie. Și ea s-a gândit că apa asta pe care i-ar fi dat-o Domnul Iisus
i-ar fi ajuns pentru toată viața. Ar fi băut odată și nu i-ar mai fi fost sete. N-ar mai fi trebuit să vină la fântâna lui Iacob ziua în amiaza mare, când era căldură mare și soare, să vină să care gălețile de apă. Ar fi băut odată și era destul. Așa înțeles ea în prima fază. Domnul Iisus spune așa de frumos. Iisus a răspuns, versetul 13, capitolul 4, Evanghelia după Ioan: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. E vorba despre apa pe care o dă lumea aceasta. De multe ori m-am uitat la cei mai în vârstă care vin în adunare. Toată viața lor au umblat pe căile lumii. Toată viața lor au umblat în plăcerile acestei lumi. Și-au căutat ce-a fost în lumea aceasta, ce le-a oferit lumea aceasta. Și mă gândesc cu bucurie la ei, dar în același timp, așa, cu oarecare tristețe. Și mă gândesc, ați umblat toată viața voastră după lumea aceasta și după ce a oferit lumea aceasta. Ce v-a adus acum, la sfârșitul vieții, la Hristos? Nu cumva ați umblat după o apă care nu v-a stâmpărat setea? Nu cumva ați umblat mereu și mereu după niște lucruri care nu v-au ajutat în final la nimic și tot la Hristos ați ajuns? Ăsta e adevărul, dragii noștri. De-aia spune Domnul Iisus aici: oricine bea din apa pe care o oferă lumea aceasta, îi va fi iarăși sete. Pentru că nu-i aduce liniște în sufletul său. Pentru că nu-i aduce împăcare cu sine și cu Dumnezeu. Oricât ai strădui să dobândești în lumea aceasta tot ce-ți oferă ea, pace și liniște nu poți avea decât la Hristos. Și mă bucur chiar în ceasul al 12-lea, să zic așa, de cei mai în vârstă care vin la Hristos. Măcar acum, după ce ori bântui toată lumea asta, toată viața și-au consumat-o pe nimicuri, măcar acum îl găsesc pe Hristos. Slăviți să fie Domnul că sunt oameni mântuiți, că sunt oameni salvați. Dar ăștia-s puțini. Și mă întristez tare mult de cei care toată viața au umblat după lumea aceasta, despărțiți de Hristos, și nici la bătrânețe nu mai sunt în stare să-L găsească pe Hristos. Și câți sunt din ăștia? Și cei care se întorc de tineri la Domnul au așa o mare binecuvântare, pentru că trăiesc cu Hristos toată viața și au această împlinire sufletească a lor lăuntrică. Și cei care s-au întors de tineri la Domnul și au ajuns acum la ani frumoși de viață, știu lucrul acesta. Se uită în urmă și văd că prin toate greutățile prin care au trecut în viață, au trecut frumos, au trecut cu Hristos. Și când a fost mai suferință, și când a fost necaz, și când a fost bucurie, ei pacea din sufletul lor nu au pierdut-o, pentru că au câștigat-o prin Hristos. De aceea ne bucurăm nespus de mult când un tânăr se întoarce la Domnul. Când un tânăr înțelege că apa aceasta cea vie este pentru el și îi ajunge toată viața lui și, cum zice Domnul Iisus, țâșnește această apă în veșnicie. Pentru că îl duce în veșnicie. Să știți că s-a spus de multe ori și spunem de multe ori că noi aici pe pământ avem momente și clipe în care trăim în cer, deși suntem aici pe pământ. Cred că vi s-a întâmplat lucrul acesta. Citind un verset din Scriptură, un cuvânt din Scriptură, parcă te mută, parcă te rupe de pământul acesta. Ascultând o cântare sau cântând o cântare, parcă pierzi legătura cu lumea aceasta. Parcă te gândești cât de deșartă e lumea aceasta și cât de puțin merită să te concentrezi asupra ei și să te concentrezi spre veșnicie,
e de dorit. Trăim momente din astea de veșnicie încă de aici, de pe pământ. Spune cuvântul Domnului legat de această apă vie în Ieremia capitolul 2 cu versetul 13. Vreau să citesc acest verset și să fim atenți la acest verset, pentru că ne-am întâlnit de multe ori cu acest verset. Zice prorocul Ieremia despre poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, dar, așa cum știți, poporul acesta este de fapt imaginea noastră. Noi trebuie să ne regăsim în poporul evreu. Și prin tot ce a trecut acest popor, de multe ori trecem și noi. Și atitudinea pe care a avut acest popor față de Dumnezeu, de multe ori este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Poporul acesta este un popor profetic. Prin ce a trecut poporul acesta, Dumnezeu a vorbit lumii și vorbește lumii. Și ia uitați ce zice prorocul Ieremia în versetul 13, capitolul 2 al cărții sale. Căci poporul meu, zice Domnul, a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri crăpate, fântâni crăpate, care nu țin apa. Cu câtă durere, spunea atunci prorocul Ieremia despre poporul Domnului, și cât de potrivit este cuvântul acesta și pentru vremea aceasta și de multe ori și pentru noi. Pentru noi cei care am auzit cuvântul lui Dumnezeu, care l-auzim cuvântul lui Dumnezeu de nenumărate ori și părăsim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spune prorocul Ieremia în numele Domnului, Domnul vorbea acolo, nu Ieremia, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Asta înseamnă să-L părăsești pe Hristos. După ce L-ai găsit pe Hristos, după ce ai ajuns la Hristos, după ce ți s-a vestit Hristos și ai auzit de Hristos, să-i întorci spatele. Să-i întorci spatele. Să spui, nu, n-am nevoie de El. Am eu planurile mele în viață. Am eu gândurile mele în viață. Urmăresc eu să-mi fac eu fântânile mele. Și în ce sens și-au săpat puțuri sau fântâni crăpate care nu țin apă, spunea prorocul Ieremia. L-au părăsit pe Dumnezeu și s-au întors la idolatrie. Și idolii fiind niște dumnezei morți, niciodată n-au putut să țină și să dea echilibrul oricărei vieți. Poporul evreu, când era cu Domnul și era credincios Domnului, prospera. Trăia în pace, era o bucurie în tot poporul. Dar de prea multă bucurie, de multe ori, bolânzeau, se întorceau, îl părăseau pe Dumnezeu și se întorceau la idoli. Și când veneau în fața idolilor și se închinau idolilor, Dumnezeu își întorcea fața de la ei și îi lăsa în voia minții lor și ajungeau groasnic, rău de tot. Nu cred că e un popor, dacă ne uităm la istoria popoarelor, nu cred că este un popor în lumea asta care să fi suferit la propriu, să fi suferit cât a suferit poporul evreu în decursul istoriei, prin câte robii a trecut și prin câte prigoane, ca popor vorbim, nu e alt popor ca poporul evreu, care să fi suferit atâta cât au suferit ei. Un îndărătnic, cum îi numește cuvântul lui Dumnezeu, îndărătnic. Și astăzi am avut ocazia să mai stau de vorbă și cu evrei. Oameni
în toată firea, oameni bine pregătiți, și astăzi se îndoiesc de Dumnezeu. Și astăzi spun că nu cred în Dumnezeu, mulți dintre ei. Și eu mă gândesc, măi, cum puteți să spuneți că nu există Dumnezeu când voi ați fost unealta lui Dumnezeu, a lucrat Dumnezeu atât de mult în voi și voi spuneți că nu este Dumnezeu, că avem îndoieli. Cum puteți să spuneți că aveți îndoieli? Și pot să facă lucrul ăsta, dar asta e valabil nu numai pentru poporul evreu, ci valabil pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem la un moment dat și suntem ispitiți la un moment dat de îndoieli. Eu mi-aduc aminte că aveam vreo 3-4 ani deja de când veneam la oaste, veneam în adunare și am avut la un moment dat un duh din ăsta de îndoială. După câțiva ani de când am venit la lucrare și eram deja implicat în lucrare și a venit un duh de îndoială că nu mai puteam să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu frații și parcă eram gol pe dinăuntru. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai reprezenta nimic pentru mine. Așa de saturat am fost. Așa am simțit eu la momentul acela. După 3-4 ani de lucrare. Incredibil. Și stăteam și mergeam în adunare și participam în continuare la adunare doar cu mintea. Pentru că mintea îmi spunea că e bine să merg în adunare, e bine să stau aproape de Domnul. Deși duhovnicește, eram bântuit, aruncat în toate direcțiile de tot felul de duhuri. Se întâmplă lucrurile astea. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât s-a îndurat de mine și a alungat aceste duhuri de îndoială. Dar eu nu cred că asta nu e valabil și pentru alți credincioși. Eu nu cred că în viața aceasta de credință nu vin peste tine duhuri de îndoială, de necredință poate. Toți suntem ispitiți de îndoială aceasta. Când vine diavolul, că așa a venit în grădina Edenului, la prima ispitire a omului, oare chiar e așa cum a zis Domnul? Așa i-a zis la Eva. Oare chiar e așa? Și pentru noi, să știți că și astăzi, pentru fiecare dintre noi, mai vine diavolul cu îndoiel din astea. Oare chiar e așa? Peste mine, vă spun, a venit. La mine a venit. Și mă uit în urmă, că au trecut atâția ani de atunci, mă uit în urmă și îmi dau seama că nu de la mine a fost puterea de a mă opune acestor îndoieli. Nu eu m-am opus îndoielii, ci Duhul lui Dumnezeu a venit cu acea încredințare care vine după îndoială. Vine Duhul lui Dumnezeu și te încredințează că acesta este adevărul. Cum spune Apostolul Pavel despre Evanghelia pe care a propovăduit-o el, că Evanghelia aceasta este adevărul și nu există un alt adevăr în afară decât această Evanghelie, în afară de această Evanghelie. Așa zice Apostolul Pavel. Și când vine această încredințare, primește așa o bucurie când îți dispar îndoielile din viață. Deci, pentru cei mai tineri, dar și pentru cei mai în vârstă, dacă vin în viața frăților voastre și momente de îndoială, când puneți la îndoială cuvântul pe care îl auziți aici, când puneți la îndoială cuvântul pe care îl citiți în Biblie, să nu cădeți în deznădejde, dar, în primul rând, să nu încercați să vă săpați alte puțuri. Să nu încercați să căutați alt adevăr. Rămâneți în adevărul ăsta, chiar dacă vin peste voi îndoielile. Și cei tineri sunt ispitiți de atâtea îndoieli cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că e lumea de care se folosește diavolul și încearcă să-i atragă, mai ales pe cei mai tineri. Cu cei mai bătrâni nu prea are multă treabă diavolul. Dar cu cei tineri are încă de lucru mult și de aia caută pe ăștia mai tineri să-i atragă la el. Și în primul rând vin cu îndoieli. Sunt atâtea teorii în lumea aceasta care te atrag, care ți se par interesante.
Dar vă spun din propria mea experiență, toate aceste teorii le îmbrățișezi, le cercetezi, dar ai o așa de mare dezamăgire când ajungi la punctul lor slab, pentru că ele nu au adevărul suprem. Și la un moment dat te trezești că ai umblat după niște aburi și te-ai lăsat influențat după tot felul de teorii și învățături și îți dai seama că ai alergat degeaba, că n-ai ajuns la adevăr, la esență. Credeți lucrul acesta, adevărul nu-l are decât Hristos. Credeți asta, chiar dacă vin îndoieli în viața voastră, adevărul este unul singur, Hristos. Dintre toți prorocii din lumea asta și întemeietorii de religii, n-a venit unul să aibă curajul să zică, eu sunt adevărul. Dintre toți întemeietorii religiilor din lumea asta, unul singur a putut să spună despre el, eu sunt adevărul. Dar știți ce e frumos? Că adevărul acesta nu este numai adevăr, ci este și cale. Dacă vrei să ajungi la adevăr, trebuie să mergi pe calea adevărului. Și adevărul acesta este și calea. Și veți spune, bun, dacă merg pe calea aceasta, merg după adevărul acesta, ce voi dobândi? Tot el spune și tot el este. Viața. Calea, adevărul și viața. Iisus Hristos. Amin, să vii să-i fie numele. Cine l-a găsit pe Hristos, a găsit o cale în viață pe care merită să meargă. Cine l-a găsit pe Hristos, merită să rămână pe această cale. Să ducă calea aceasta până la capăt, chiar dacă e îngustă, chiar dacă e mai greu de mers pe ea, chiar dacă mai vin și îndoieli, chiar dacă mai vin și ispite, merită să duci calea aceasta până la capăt, să nu o lași. Să nu o lași. Pentru că calea aceasta te ajută să descoperi adevărul. Descoperind adevărul, descoperindu-l pe Hristos, nu-ți mai este sete, nu-ți va mai fi sete să umbli după alte adevăruri mai mici, după alte ispite, după alte pofte, după alte lucruri care te pot tenta, descoperind adevărul acesta care este Hristos. Și ce frumos, ce frumos, e așa de frumoasă învățătura Domnului Iisus, pentru că are sens, se leagă, are un început și are și o finalitate frumoasă. Învățătura Domnului Iisus îți dă perspectiva veșniciei. Dobândind viața, dobândești viața veșnică. Găsindu-L pe Hristos, îți dai seama că tu nu ești trecător prin lumea aceasta și ajungi în mormânt și gata. Încetezi să mai existi. Nu! Dobândindu-L pe Hristos, treci prin viața aceasta, dar ajungi să trăiești veșnic cu Hristos. Ajungi să ai parte de o fericire extraordinară. O fericire care nu se poate argumenta în cuvinte. Nu dorim decât să ne rugăm Domnului să ne dea această sete după apa cea vie. Și să dea această sete celor chemați de El și copiilor noștri, tinerilor noștri, să le dea această sete. Că se întâmplă să nu fie și la noi așa cum au fost atâtea cazuri. Vorbești cu ei despre Evanghelie, vorbești cu ei despre Hristos și parcă se uită prin tine, parcă intră pe ureche și oasă, parcă și vezi cum intră cuvântul și iasă pe cealaltă parte, pentru că n-au nicio treabă cu Evanghelia. Parcă vezi cuvântul cum intră și iasă. Nu rămâne în viața lor, deloc. Deloc. Așa frumos zice Domnul Iisus, cine crede în mine, nu va înseta
niciodată. Ce perspectivă frumoasă asupra vieții și pentru viața noastră. Cine crede în El nu va înseta niciodată. Sunt cele 7-8 pilde de la începutul Evangheliei după Matei. Și una dintre ele, pilda mărgăritarului ascuns. Frumoasă pildă. Cine a aflat că într-un ogor i-a ascuns un mărgăritar, el căuta. Căuta, era un colecționar de mărgăritare. Căuta să adune cât mai multe perle și mărgăritare. Era doritor de frumos. Și află că există un ogor în care i-a ascuns un mărgăritar de mare preț, pe care și îl dorea cel mai mult. Și ce face? Vinde tot ce a adunat până atunci, vinde tot și cumpără ogorul ăla în care era mărgăritarul ăsta ascuns. Tot a vândut, a renunțat la tot pentru mărgăritarul acela ascuns. Mărgăritarul acela ascuns este Hristos. Este viața noastră. Să dăm totul pentru El, pentru a-L avea. Doar dând totul din lumea aceasta, îl putem avea pe El pentru veșnicie. Și n-a mai căutat, culmea, că după ce a găsit mărgăritarul acesta de mare preț pe care și-l dorea așa de mult, n-a mai căutat alte mărgăritare. Pentru că l-a găsit pe cel mai frumos, cel mai important, care i-a dat pace în inima lui. Până nu ai găsit pe Hristos ca mărgăritarul cel mai de preț al vieții tale, vei căuta mereu și mereu noi și noi mărgăritare. Ți se va părea mai interesant unul sau altul din lucrurile acestei lumi, din teoriile acestei lumi, ți se vor părea interesante. Și vei aluneca dintr-o teorie în alta până te vei pierde. Și nu te vei alege cu nimic, pentru că ai pierdut esența, ai pierdut mărgăritarul cel mai de preț. De aceea, dacă l-am găsit, dacă am auzit, dacă am aflat mărgăritarul acesta care este Hristos, să nu renunțăm la El, să nu ne mai întoarcem în lumea aceasta, să căutăm altceva, că n-avem altceva mai bun decât Hristos să găsim, slăvit să fie Domnul. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mm-hmm.